La finalul celor 18 luni de proiect, echipa româno-bulgară implicată în proiectul operațiunii în euroregiunea Ruse Giurgiu, oportunități de management integrat prin master plan, trebuie să realizeze un plan general pe termen lung care să stea la baza investițiilor ulterioare în cele două regiuni. Acesta este principalul rezultat pe care îl urmăresc cele două municipalități partenere în acest proiect, a cărui prezentare a fost făcută astăzi simultan și la Ruse și la Giurgiu în cadrul unor conferințe de presă. Acest document din master plan se vor oferi soluții optime în diferite domenii, în domenii de infrastructură economică, de infrastructură tehnică, legate de accesibilitate și de îmbunătățirea accesului în zonele de graniță, infrastructură socială corelată, așa cum în alte regiuni sau în alte euroregiuni din Europa există, și servicii generale. Este specificat la modul general, sunt incluse aici serviciile. Printre activități se numără revizuirea documentelor existente referitoare la dezvoltarea în cadrul euroregiunii, colectarea datelor necesare pentru evaluarea situației, realizarea unor studii de fezabilitate și a unor cercetări de specialitate, pentru ca la final să fie creat un master plan comun pentru Ruse și Giurgiu. Valoarea totală a proiectului este de aproape 950.000 de euro, din care 178.000 de euro reprezintă valoarea aferentă municipalității giurgiuvene. Banii provin din grant, cea mai mare parte fiind finanțare de la Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Procentul este de peste 84%. O altă parte a finanțării vine de la bugetul de stat, acea parte numită cofinanțare națională, în procent de 13% și, nu în ultimul rând, contribuția proprie conform regulilor de finanțare europene, în jurul procentului de 2% revine beneficiarului, respectiv primăria municipiului Giurgiu.